Salutare, prieteni, suntem la căsuța din Lut. Vă salut, prieteni. Am venit să ne plimbăm și noi puțin la căsuța din Lut. Ia uitați cum arată aici. Castelul din Lut, căsuțe, ce sunt astea aici? Hai să vă arăt, să filmăm. Să vedeți ce, să vedeți ce frumos e. Aici e intrarea. Băuturi și alimente sunt interzise, au zis, ca să știți. Ca să știți imediat. E castelul de Lut mai aici, da, și pe urmă mai intri și în partea alta. Hai, la castelul de Lut aici. Cât e 10 lei intrarea, nu? Da. Auziți, dacă veniți pe aici, care vreți să știți, 10 lei intrarea. Nu că nu filmăm, filmăm așa, le-am zis la oameni așa, să știe despre ce e vorba. Și acum ne apropiem de castelul de Lut. Haideți să vă arăt și vouă o surpriză, să schimbăm camera. Și asta arată, arată foarte bine. Super, super bine. Pe jos, ce e asta jos? Gresie, pe jos, bucăți de marmură, nu știu ce e asta, piatră. Nu uitați să dați un like dacă vă place pentru munca depusă și ceea ce am filmat. Acesta este castelul de Lut din Valea Zânelor. Obiectiv turistic pentru copii. Aici este lumea copiilor, bucuria copiilor. Vă spun sincer că așa ceva nu am mai vizitat niciodată. Și îmi place foarte mult, multă verdeață. Castelul este făcut tot din lut lipit, așa. Acoperișul este din lemn, bucăți de lemn. Deci este totul foarte natural, fresh. Și este foarte plăcut. Dacă ajungeți în zona aceasta, este păcat să nu vizitați. Bună, bună, pentru salut. Că se merită 100%. Vă place, vă place, nu? Hai că e frumos și mie îmi place aici căsuța de Lut. Facem imediat, când ne întoarcem după partea cealaltă, facem și câteva poze. Acum am dat să fac și eu o filmare frumoasă și după aia. Și numai dacă nu vrei. E obosit. A dormit. Facem ceva așa, una, hai. Like, hai. Like. Greu de cobor. Nu, eu nu urc. Și cât e? Doar până aici? Da. Asta e tot? Da.
Da. A, și să ai o priveliște de sus. Nu mai vine nimeni. A, să ai o priveliște de sus. Ia, să vedem cum se vede de sus acum. Vin și eu acum, cobor scările. Gata, am coborât. Și hai să filmăm și aici grădina, să vedem. Râul Porumbacu. Râul Porumbacu, hai să mergem. Uite, au și suveniruri, să luăm și mai ceva. Hai să mergem la râu Porumbacu, să-l vedem tot Porumbac aici. Râu. Au magnet de frigider? A? Da. Dacă au magnet de frigider? Au și magnet de frigider. Ia să vedem aici. Ia uitați ce frumos este, fraților. Ia uite aici, prietene, râu Porumbacu. Porumbacu. Și noi cu picioarele? Porumbacu de sus și de jos. Ia. Frumos, mă. Doar că trebuie să sunt niște pietroaie aici și trebuie să te descurci. Mama, ce zice părinte? Să treci prin ele. Ai grijă că o vei cădea acolo. E mișto apa. Dar ce răcoare vine la e picioare. Super apa. Să intru și eu cu picioarele? Vrei să intri și tu cu picioarele? Da, mă descalc. Hai. E super, cum curge apa, așa, e belea. Ana intra și ea în apă. Arată picioarele. Stai că ți-arăt și ție picioarele acum imediat, ia. Răcoros. E răcoros, e bine? Și Ana intra la apă. Cum e apa? Rece, răcoroasă. E rece? După atâta drum, 700 de kilometri până aici. Relaxează picioarele. Și am intrat la apă. E perfectă. Super. Nu știu dacă mă dau, vrei să iei pe mine, nu? Da, e și foarte alunecos. Da, este. Intru și eu acum imediat. La Castelul de Lut? Intru și eu acum imediat, gata. Este să numesc eu? Păi da. Hai, nu fac, dă-mi aia. Acum intru și eu imediat. Vreau să intru la, vreau să intru la apă. Merge acolo. Gata, intră și Aurel în râul Porumbacul. Porumbacul de la Porumbacul de sus la Castelul de Lut. Am intrat și eu la apă. Oh! Ce super! De rece. Super răcoroasă! Super răcoroasă! Dar e mișto! Ia, să mă duc în față să vedem. Vezi că e și un pic alunecos. Mișto, nu? E belea. Pune pauză, ești acolo și îți dai poziția care te-ai.